Teoria succesiunii neîntrerupte de adunări. Există patru mari teorii pe baza cărora au luat naștere biserici în actuala eră creștină. Teoria succesiunii apostolice, teoria reformei, teoria restaurării și teoria succesiunii neîntrerupte de adunări din timpul Domnului nostru Iisus Hristos până astăzi. Acesta este conceptul conform căruia adunarea zidită de Hristos Domnul în Galileea va avea o continuitate în fiecare secol prin marea trimitere, păstrând aceeași credință, origine și practică până în ziua răpirii. Această teorie susține că apostazia a apărut în creștinism la scurt timp după începuturile lui, dar apostazia nu a fost universală, căci au existat atunci adunări care au rămas fidele creștinismului original. Când creștinismul a devenit religie oficială, aceste adunări au continuat să existe, dar neoficial. Chiar dacă aceste adunări nu au fost identice una cu alta, ele au rămas fidele învățăturilor fundamentale ale întemeitorului lor. Deși au fost persecutate aspru de creștinii aflați la putere, o rămășiță a lor a continuat să existe pe tot parcursul evului mediu întunecat, a epocii reformei și a celor ulterioare ei, ajungând până în zilele noastre. Susținătorii acestei teorii înțeleg prin succesiune neîntreruptă de adunări faptul că Marea Trimitere din Matei 28 de la 18 la 20, care include botezul, Evanghelia și toate învățăturile lui Isus împreună cu promisiunea prezenței sale perpetue, au fost date ucenicilor în calitate de adunare, de eclesie. Adunarea conform spuselor apostolului Pavel din 1 Timotei 3:15 este considerată stâlpul și temelia adevărului. Ea transmite mai departe adevărul prin predicarea Evangheliei, botezarea convertiților și întemeierea de noi adunări în care se învață toate poruncile lui Hristos. Dacă toate adunările de pe pământul întreg ar cădea în apostazie, atunci credința și rânduielile, botezul și cina ar înceta să mai existe fără ca cineva să fie mandatat de Dumnezeu să le reinstituie. Spre deosebire de celelalte teorii, principala ei problemă nu este ridicată de scriptură, ci de istorie. Adversarii teoriei o contestă datorită insuficienței datelor istorice care să demonstreze o succesiune neîntreruptă de adunări. Până în prezent, nicio adunare nu a reușit să prezinte o succesiune completă de necontestat. Aceste lucruri s-au datorat calamităților naturale, incendiilor și nu în ultimul rând persecuțiilor. Mărturiile pe care le deținem le avem de la adversarii noștri, care dacă ar fi fost cu putință, nu ar fi pomenit niciodată despre noi. Noi credem că acest principiu este susținut de Hristos Domnul în Scriptură. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Citat din Matei 16:18. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în adunare și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Citat din Efeseni 3, de la 20 la 21. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iuda, versetul 3. Acest concept este susținut de adunările noastre, cât și de înaintașii noștri, care au purtat diferite denumiri de-a lungul secolilor, precum novațieni, donatiști, paulicieni, montaniști, valdenzi, catari, fiind, în general, cunoscuți sub denumirea de anabaptiști.